conferință de presă organizată de către Inspectoratul Școlar pe mai multe teme. Una dintre temele pe care le vom aborda astăzi este legată de concursul pentru ocuparea funcțiilor de director, director al unităților de învățământ din Craiova și Județ. În acest sens, aș putea să vă spun că au fost programate pentru a se desfășura pe o perioadă de 3 săptămâni un număr de 689 de probe de interviu. 689 de probe de interviu reprezentând opțiunile pentru funcțiile de director, director admis, exprimate de candidații declarați admiși în urma probei scrise. Cei 232 de candidați au exprimat acest număr de opțiuni. Inspectoratul Școlar a fost organizatorul acestei probe. Proba s-a desfășurat la Liceul Traian Buia, așa cum probabil știți. Organizarea a fost făcută pe un număr de 8 comisii, din fiecare comisie făcând parte un inspector școlar, ce a fost președintele comisiei, două cadre didactice desemnate în cadrul ședințelor consiliilor profesorale din unitățile de învățământ prin vot secret și acolo unde a fost cazul un membru supleant, tot un cadru didactic desemnat în aceeași ședință a Consiliului Profesoral prin vot secret, un reprezentant al Consiliului Local din fiecare localitate din județul nostru și un reprezentant al agenților economici sau al mediului universitar. Să știți că nu ne-a fost simplu să facem acest puzzle imens, pentru că a trebuit să respectăm niște criterii și cu toate astea, până la urmă, cu ajutorul colegilor mei, cărora aș vrea să le mulțumesc, am reușit. Bineînțeles că lucrurile s-au desfășurat și au fost într-o dinamică continuă. Am întâmpinat situații și situații, dar am trecut cu bine peste ele. Și pot să vă spun că la cele 600 sau au fost 689 de interviuri programate, la care s-au prezentat un număr de 396 sau s-au desfășurat efectiv un număr de 396 de interviuri. Adică am avut un procent de prezență de 57,47%. O parte dintre colegii noștri care și-au exprimat mai multe opțiuni nu au participat la toate interviurile. Bineînțeles, unii ne-au anunțat, alții nu. Noi am fost acolo pe baricade alături de toți membrii comisiilor. Un procent de promovabilitate, să spunem, aș putea să vă dau un procent pe general, total general, ar fi de 77,53%. Dacă vrem să defalcăm pe funcții de director, respectiv director adjunct, am avut un procent de promovabilitate la funcția de director de 76,12%, respectiv un procent de 81,31% pentru funcția de director adjunct. 81,31%. Deci la director plin 76,12%, la director adjunct 81,31%. Am avut candidați care s-au retras, un număr de 18, 7 la director plin, 11 la director adjunct. Am avut candidați care nu s-au prezentat la 182 de interviuri pentru funcția de director plin și 93 de interviuri pentru funcția de director adjunct. Am avut și candidați respinși, un număr de 69 la funcția de director plin și 20 la funcția de director adjunct, dar și candidați de declarație admis la un număr de 220.